Bun găsit, vă spunem tuturor, de aici din studioul Antena 3 Călăraș. Avem un invitat special astăzi, într-o ediție specială. Este vorba despre domnul profesor Cătălin Ion, doctorand, înțeleg, domnule profesor. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, doctorand. Care ne va vorbi despre semnificația zilelor de 9 și 10 mai. Acum, dumneavoastră predați și la gimnaziu și la liceu. Da. Ce le-ați spune elevilor dumneavoastră că asta ne-am propus să facem astăzi? O, să zicem, mini-lecție de istorie, nu? Da. Despre semnificația celor două zile. Da. Aceste două zile de 9 și 10 mai sunt zile pline de semnificații istorice, atât pentru istoria noastră națională, cât și pentru istoria universală. Și deși ziua de 9 mai este prima în calendar, totuși dacă ar fi să încercăm așa un periplu istoric, ținând seama de ordinea cronologică, evenimentele care s-au desfășurat în data de 10 mai sunt primele. Sunt mai importante pentru noi, românii. Nu aș vrea să le clasific în funcție de importanță, nu? Dar din punct de vedere cronologic, acestea ar fi primele. Primele. Și data de 10 mai are o triplă semnificație și toate cele trei semnificații sunt legate de personalitatea lui Carol I-ul. Mai întâi, 10 mai 1866, este momentul în care acesta ajunge la București și își începe lunga domnie de 48 de ani. Cea mai lungă domnie, de altfel, din istoria noastră națională și poate și cea mai importantă. În al doilea rând, este vorba despre 10 mai 1877 sau 9-10 mai 1877, un eveniment care ține de proclamarea independenței României și de promulgarea acesteia de către principele Carol. Iar cel de-al treilea moment, 10 mai 1881, proclamarea României ca regat, mă rog, avusese loc puțin înainte, 10 mai 1881, încoronarea ca rege al României, ca prim rege al României, al lui Carol I. Domnule profesor, sărbătorim astăzi și Ziua Europei și Ziua Victoriei Națiunilor Unite. Despre Ziua Europei, ce ar trebui să știm noi românii, mai ales că astăzi 27 de șefi de state sunt prezenți în țara noastră la Sibiu pentru a ne hotărâ viitorul pentru următorii 5 ani? Da, ce ar trebui să știe, dar este un lucru deja cunoscut, faptul că 9 mai este Ziua Europei sau a Uniunii Europene. Și această zi își are originea în declarația rostită de Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, în anul 1950, prin care încerca să pună capăt vechilor rivalități dintre Franța și Germania. Și această declarație, rămasă în istorie sub numele de declarația Schuman, este cea care a stat la baza Uniunii Europene de astăzi. Uniunea la care și România a aderat în 2007, la 1 ianuarie. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce i-ați spune unui licean care v-ar întreba de ce trebuie să se simtă cetățean european? Sau care ar fi argumentele care ar sta la baza definirii acestei noțiuni de cetățean european? În primul rând, este o persoană care are cetățenia unui stat european. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, această uniune economică care ar trebui să faciliteze dezvoltarea economică a tuturor statelor, este pentru România un factor care poate să ducă către progresul mult așteptat, mult dorit de întreaga societate. Faptul că este cetățean european, este un pas înainte în dezvoltarea. Am câștigat și drepturi și libertăți, dar avem și îndatoriri. Sigur. Și ca cetățean român avem drepturi, libertăți, dar și îndatoriri.
Ne cunoaștem mai ales drepturile și libertățile, parcă așa pare să fie în ultimii ani. Este și ziua victoriei Națiunilor Unite. Da, ziua de 9 mai a rămas în istorie, drept ziua în care s-a sfârșit cel de-al doilea război mondial, 1945, prin capitularea Germaniei, capitulare semnată puțin înainte cu o zi, la 8 mai, 8 spre 9 mai 1945, în orașul francez Reims. Este un moment important pentru că a fost pus capăt unui sângeros război. Un război care a produs milioane de victime și care sperăm noi să nu mai fie urmat de un altul. Cum ar trebui sau cum priviți dumneavoastră ca și profesor de istorie ceea ce se întâmplă în perioada aceasta? Mă refer la ieșirea Marii Britanii, o forță economică puternică și nu numai, în cadrul Uniunii Europene. E un semnal cumva că Uniunea Europeană, să zicem, se clatină? Nu cred că este un semnal că Uniunea Europeană are probleme, pentru că îmi dau seama că nici englezii nu sunt foarte hotărâți că vor să părăsească Uniunea Europeană. Se prelungește acest proces, în primul rând, din cauza neînțelegerilor dintre Parlamentul Britanic și partidul aflat la guvernământ. Nu știm acum dacă ieșirea Marii Britanii o să fie urmată de ieșirea altor state. Dar timpul o să ne spună. Tinerii noștri sunt foarte pregătiți și dornici să primească multă informație. Am văzut astăzi două evenimente întâmplate în două licee din municipiul Călăraș. Este vorba despre Colegiul Național Barbu Știrbei și Liceul Teoretic Mihai Eminescu. De altfel, o să rog colegii mei să ne și introducă niște imagini. Tinerii dovedesc foarte multă deschidere în a cunoaște cultura, gastronomia țărilor respective, de ce nu port și tradiții, pentru că vedem de câțiva ani încoace, nu doar la Liceul Eminescu, iar iată se aliniază și Colegiul Național Barbu Știrbei, dansuri populare specifice țărilor membre ale Uniunii Europene. Este o lecție de istorie pe viu, aș spune, dacă îmi permiteți. Da. Și elevii sunt foarte mult atrași de aceste lecții de istorie e pe viu. E mult mai ușor să comunicați cu ei, bănuiesc, da, în cadrul nostru astfel de activități. Da, mult mai ușor. Ei înțeleg mult mai repede și, efectiv, sunt ei membri, sunt ei părtași la ceea ce fac. Este ceva mai mult decât o simplă transmitere de informații de la catedră către elevii aflați în bănci. Plus că aceste activități extracurriculare sunt cele care îi atrag cel mai mult. Și nu toată lumea are prilejul de a călători atât de mult și atunci aducem noi ceea ce are o țară mai valoros și mai important la noi acasă, da, pentru a vorbi despre tradiții, cultură și, iată, gastronomie. Intră în contact cu simbolurile, dacă vreți, ale celorlalte țări membre ale Uniunii Europene. Mai revenind, vă rog. Mai ales că societatea în care trăim este o societate interculturală. Din fericire. Începem să regăsim din ce în ce mai multe simboluri ale altor culturi în cultura noastră națională. Revenind la semnificația zilei de 10 mai, vă veți întâlni cu elevii dumneavoastră și astăzi și mâine, nu? La orele de curs. Da. Despre cele trei semnificații ale zilei de 10 mai, cum ați detalia la oră? Că bănuiesc că faceți lucrul acesta, nu? Sigur că da. Da, de fiecare dată când sunt astfel de momente importante, atât pentru istoria noastră, cât așa și pentru ora de istoria istorie, universală. Nu? Exact. Nu omit să le amintesc și să le povestesc aceste lucruri, mai ales că repetându-le an de an, ceva tot rămâne. Ceva va rămâne cu siguranță și
și la ei. Ziua Regalității, nu? 10 mai. 10 mai, ziua monarhiei în România, zi care a fost sărbătorită ca zi națională a României din 1866 și până în 1947. Și există voci și acum care ar dori revenirea la ziua națională de 10 mai? Da, există o întreagă... E și primăvara, e mai frumos, e 1 decembrie, nu se știe. Mai cu furtuni, mai cu viscol, mai cu ploi, cu gheață. Da. Deși vedem că fenomenele meteo vin mai degrabă, cele extreme vin mai degrabă primăvara decât iarna. Deci 10 mai, ziua Regalității sau ziua Monarhiei. Da. Într-un singur an, în timpul ocupației militare germane, a fost interzisă sărbătorirea zilei de 10 mai ca fiind ziua națională a României, însă în rest a fost sărbătorită sub această formă. Și, cum spuneam mai devreme, are o triplă semnificație. La 10 mai 1866, principele Carol, atunci de Hohenzollern-Sigmaringen, ajunge în București și devine principe al României. Sigur, ajunge după o călătorie dificilă. El era prusac, în acel moment între Prusia și Austria era o stare conflictuală, a fost nevoit să călătorească prin Austria, dar în cele din urmă, la 8 mai, a ajuns la drobeta Turnul Severin, iar apoi, după cum spuneam, la 10 mai în București. Mai departe, 10 mai 1877, la 11 ani de la acest moment, același personaj, Carol I-ul, este cel care promulgă independența României. După ce cu o zi înainte, în urma unei interpelări făcute în Camera Deputaților, deputatul Nicolae Fleva, ministrul de externe Mihail Cogălnicianu răspunde proclamând independența României și rostește celebrele cuvinte: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Și în privința zilei independenței există o întreagă dezbatere dacă a fost 9 mai, 9 dacă sau a fost 10 da. Mai. Sunt opinii care susțin și prima variantă și a doua variantă, aducând argumente. Dar pentru a nu intra în această dezbatere, prefer să spun că 9 mai este ziua în care independența a fost proclamată în Parlament, iar 10 mai aceasta a fost promulgată de Carol. Tot la 10 mai, dar în 1881, Carol este proclamat drept primul rege al României. În momentul acestei solemnități, rostește și el niște celebre cuvinte. Spune că, dând dovadă de modestie, eu primesc dar titlul de rege, nu pentru mine, ci pentru mărirea României. Mai dă dovadă de modestie și apoi, când refuză o coroană de aur, cum probabil că era întâlnită în toate situațiile de suverani europeni, și propune o coroană de oțel, fabricată, confecționată dintr-un tun capturat în timpul războiului de independență. O poveste foarte interesantă și puțin știută. Da. Elevii mei știu. Elevii dumneavoastră știu. Astăzi, fiind prezent la noi, au aflat mai mulți călărășeni despre semnificația zilelor de 9 și 10 mai, și ceea ce ar trebui să reținem este că 10 mai este o zi extrem de importantă pentru noi românii. Dacă 9 mai e o zi importantă și pentru noi ca stat european, da, 10 mai este ziua oarecum a renașterii noastre ca stat independent și suveran. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru de televiziune și vă mai așteptăm ori de câte ori sunt sărbători importante. Sigur, cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc!